Tânărul de 29 de ani, care ieri dimineața a produs un teribil accident rutier la Vețel, în care doi frați de 19 și 15 ani au fost grav răniți, a fost reținut de polițiștii hunedoreni pentru 24 de ore. Bărbatul aflat sub influența băuturilor alcoolice, posibil drogat și cu permisul anulat, a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. Vă reamintim că în urma impactului, un minor de 15 ani a rămas încarcerat, iar sora lui, care se afla la volan, a fost rănită. Șoferul vinovat a încercat să fugă de la locul accidentului, pompierii găsindu-l la aproape 200 de metri de zona impactului. În cursul acestei dimineți, procurorii au cerut magistraților judecătoriei de va arestarea preventivă a lui Mihai Constantin Colan, iar instanța va decide astăzi dacă va admite solicitarea parchetului de pe lângă judecătoria Deva.